Bună seara, prieteni! Sinteza zilei începe acum, așa cum v-am spus. Astăzi avem un invitat special. Este vorba de actualul redactor de la Sport Total FM și fost crainic pe Arena din Ștefan cel Mare, Mihai Pahonțu. Bună seara, Mihai, și este o bucurie pentru mine să fii în direct la Radio Dinamo 1948. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Mihai, dinamovist adevărat, ai văzut multe la Dinamo, ai prins vechea conducere, ai lucrat sub vechea conducere, ai prins noua conducere, dar nu ai mai lucrat cu ei. Cum ai caracterizat tu situația din acest moment de la Dinamo? Mă rog, mai întâi să vă spun că lucrez din 2000, sau am lucrat din anul 2000 la Dinamo și prima dată am lucrat pe departamentul de marketing de imagine, mai precis. Iar din anul 2005 am devenit crainicul stadionului. Primul meci a fost cu Omonia Nicosia acasă, iar ultima partidă în 2013 cu Astra. Am înțeles. Cum erau înainte și cum este acum la Dinamo? Cum vezi tu lucrurile? Pentru că este clar, Dinamo s-a schimbat foarte mult în ultimul timp și nu cred că în bine. Înainte și acum sunt lucruri și bune și mai puțin bune, că astea sunt lucrurile firesc în absolut orice societate. Și un club de fotbal nu poate să fie cu mult diferit față de o societate. Aici vorbim particularizând despre, să zicem, capacitățile manageriale ale multora. Iar din punct de vedere organizatoric, Dinamo s-a schimbat foarte mult, în sensul în care înainte erau foarte mulți acționari și la un moment dat putem spune și cu intelect diferit fiecare acționar, se înțelegeau uneori, altor nu se înțelegeau, apăreau tot felul de conflicte, dar până la urmă Dinamo, dacă ar fi să judecăm din prisma trofeelor, rămâne clubul care după 1990 a avut cele mai multe realizări. Că le place unora să accepte varianta asta sau nu, este problema lor. Noi vorbim acum pe calculul hârtiei. Dinamo este cel mai prolific club la nivelul fotbalului intern. Despre fotbalul extern e altă discuție, cât despre managementul pe care l-a avut Dinamo, cum spune englezul, pros and cons, în sensul în care, pros am spus în mare, iar cons, ideea că până la urmă Dinamo a ajuns la niște datorii foarte mari, datorii pe care mi-e greu să cred că cineva le va putea plăti și la un moment dat era fire să se pune problema ca acest club să se vândă. Cum a ajuns pe mâna lui Ionuț Negoiță, asta este o altă discuție, dar Nicolae Badea, deși a adus foarte mulți bani în club, era firesc la un moment dat să se retragă și, pentru că suporterii nu mai erau de partea lui și, mă rog, aici putem intra într-o altă discuție, de ce nu mai erau suporterii de partea lor, care au fost motivațiile suporterilor și așa mai departe. Dar, concluzionând, din punctul meu de vedere, așa adunând plusuri și minusuri, Dinamo s-a descurcat foarte bine sub conducerea lui Nicolae Badea. E adevărat că putem să-l apreciem la nivel de suporter și subliniez la nivel de suporter pe Cristi Borcea, orice am putea spune. Singurul lucru pe care n-am putea să-l afirmăm este că nu este dinamovist, că a făcut o grămadă de tâmpenii și iată a ajuns unde a ajuns și unde merită să stea. Asta, de asemenea, este altă discuție și putem să intrăm în aspecte juridice pentru a lămuri problema lui. Cristi Borcea condamnat definitiv și sper să și spășească pe de-asta și să nu se găsească modalități prin care să iasă din închisoare, să aibă sănătatea necesară, să aibă multă sănătate ca să-și spășească pedeapsa. Cât despre ceilalți acționari, mai mici sau mai mari, cu participare mai mult sau mai puțin importantă la Dinamo, ce să zic, putem să îl nominalizăm pe Vasile Turcu, cine mai a fost, Săvulescu, Vlad Bușcă, actualmente Florian Walter, nu, Florian Bușcă a fost Bușcă, actualmente Walter, care și-a schimbat numele tocmai pentru că a avut probleme în ceea ce privește, sau nu știu exact speța, dar au avut probleme juridice. Deci pros and cons câte se poate la Dinamo. Dar din punctul de vedere al realității și al realizărilor pe plan intern, rămâne, repet, cel mai important club de după ori. Corect. Mihai, ai spus că la un moment dat datoriile erau foarte mari și este adevărat, a spus toată presa. Întrebare, crezi că Ionut Negoiță știa despre aceste datorii? Pentru că el, când a motivat intrarea în insolvență, a spus că nu avea idee despre unele dintre datorii. Cu toate acestea, știu că a condus timp de aproape 6 luni de zile clubul alături de Nicolae Badea, din postura de acționar. Nu era totuși normal să le cunoască? Păi, hai să luăm în felul următor. Dacă, într-adevăr, a spus adevărul, și anume că nu cunoaște sau că n-a cunoscut datoriile pe care le avea clubul, nu-l transformă decât într-un prost. Pentru că spre exemplu, dacă te duci la piață și îți cumperi o roșie, te uiți să vezi dacă e bună roșie, o miroși, o cântărești în mână.
îți faci o idee, a, că ajungi acasă și tai roșia și găsești înăuntru un viermișor, mă rog, este hazardul. Dar în momentul în care cumperi un club de fotbal, despre care presa spune că are datorii, datorii acceptate, datorii încondeate scriptic în documente oficiale, și vii și faci astfel de afirmație că habar n-aveți de respectivele datorii, pe Ionuț Vergoiță, această situație, această declarație, îl pune într-o poziție de, hai să spun, neinspirat, deși termenul pe care îl folosesc este de om prost. Pentru că nu poți să te arunci, să iei clubul care, din punctul de vedere al suporterilor, ca numărul al suporterilor, se află pe locul 2 în România, cu niște datorii foarte mari și cu un potențial mai redus, acum discutăm concret pe cifre, cu un potențial de vânzare mai redus decât au spus că ați. Mă rog, suntem între noi din Amoviș, deci îmi permit să folosesc un astfel de termen. Deci, până la urmă, indiferent cât de din Amoviș am fi, trebuie să recunoaștem realitatea. Deoarece mai mult suportăm din România, că ori fi 40%, că ori fi 43%, câți ori fi suporteri adevărați care să știe despre echipă sau nu, asta e altă discuție. Dar Steaua are o altă putere de cumpărare, altă imagine față de noi. Absolut. Și atunci, revenind la Dinamo, nu cred că Ionuț Negoiță nu știa ce datorii are clubul, cred că Ionuț Negoiță, ca un om de afaceri, care împreună cu fratele lui Robert Negoiță au avut și o grămadă de probleme juridice, inclusiv din pricina afacerilor, și doar o singură problemă juridică am să o ridic, cea pe care o știe toată lumea și despre care s-a discutat foarte mult, și anume au pierdut în instanță procesul cu statul și sunt obligați să plătească TVA pe tranzacționările imobiliare în valoare de 48 de milioane de euro cu poprire pe conturi și așa mai departe. Deci nu pot să cred că un astfel de om, fie cu o capacitate minimală de a percepe afacerile, să poată să facă o afirmație pe care s-o și cred, că nu știa care sunt datoriile clubului Pina. Punct. Corect. Odată am mințit când a spus că nu a știut. Acest lucru este clar. Cu toate acestea, insolvența nu știu dacă este o soluție, pentru că e adevărat, bănuiesc că a ajuns în situația în care vrea să vândă. Este clar că el nu face față la cerințele lui Dinamo. Stai puțin, până la insolvență, cred că ar trebui să abordăm un alt subiect, și anume intențiile pe care bănuim că le-a avut Ionuț Negoiță în momentul în care a preluat-o pe Dinamo, pentru că acum, hai să ne punem în pantofii lui Ionuț Negoiță, deși nu mi-aș dori niciodată să intru în pantofii lui și din simplu motiv că am piciorul mult mai mare decât Ionuț Negoiță, deci am o stabilitate pe pământ ceva mai avansată. Deci, care cred că a fost calculul Ionuț Negoiță? Dacă am să aminte, înainte de alegerile parlamentare din anul 2012, încerc să citesc cât mai exact din memorie, a fost o declarație pe care a făcut-o, spunând, Robert Negoiță fiind integrat în politică, în Partidul Social Democrat și actualmente prima secretă și frate cu Ionuț Negoiță, spunea, și încerc să citesc din memorie ceea ce nu mai țin ori, Ionuț Robert spunea: venim noi la putere, schimbăm legea, vindem parcul sportiv unde se află Dinamo și parte din bani vor ajunge la echipă, ceea ce, din punct de vedere juridic și comercial, este o aberație, pentru că în momentul de față, ca structură, și vorbim doar ca structură juridică, să zicem entitate juridică, persoană juridică, Fotbal Club Dinamo București 1948 este un club totalmente privat, nu mai are nicio legătură cu clubul sportiv Dinamo București, de asemenea nu are nicio legătură cu Ministerul de Interne, astfel încât se emită eventual niște pretenții în a primi o parte din banii pe care clubul i-ar primi în momentul în care s-ar vinde respectivul teren. Deci, și dacă s-ar face o astfel de vânzare, deși este o aberație, pentru că sunt absolut convins că ar protesta lumea pe o astfel de tranzacționare pe care bănuiesc că fiecare intuiește că are doar scop imobiliar, de dezvoltare imobiliară și de profit. Juridic vorbind, comercial vorbind, nu poate Fotbal Club Dinamo să prindă nici măcar un leu dintr-o eventuală posibilă tranzacționare cu o modificare a legii. Lege care spune foarte clar, nici măcar clubul sportiv Dinamo nu are drept de patrimoniu asupra respectivului teren aflat în centrul Bucureștiului. Bun, eu nu uit ce cred că își dorea. Își dorea să se tranzacționeze respectivul teren, să se construiască un complex imobiliar, un mall, un dracu mai știu ce să mai construiască, din urma căruia să câștige o grămadă de bani, și o parte din, mă rog, el construind complexul, și atunci automat își umplea conturile și ar fi putut într-o eventualitate să facă ceva și pentru această echipă. Eu nu văd pe Ionuț Negoiță să fie apropiat sufletește de Dinamo și aș face o comparație cu un om care nu pot să spun că mi-e drag, nu l-am apreciat și nici nu am să îndrăznesc să-l apreciez. Acum este vorba despre Vasile Turcu, un om deosebit de modest în exprimare și în gândire, dar dacă stăm să facem o comparație între cât de
dinamovist ce Turcu și cât de dinamovist este Negoiță, este clar că Negoiță este dinamovist cu ochii în buzunare, punct. Iar Vasile Turcu, deși are și el capacități și dorințe mercantile, până la urmă a avut momente în care sufletul lui de om atașat de această echipă a ieșit la izolă, dar să Vasile Turcu făcea niște declarații pe care la vremea respectivă când l-am auzit am râs, că spunea că venea la Dinamo la meciuri din Rahova, venea pe jos și m-am îndrăznit să-l întreb de ce nu venea pe tramvaiul, de ce trebuia să vină pe jos, dar mă rog, asta e altă problemă. Deci, cred că Ionuț Negoiță nu a urmărit decât, să mă rog, într-o primă fază a urmărit un profit imediat de pe urma acestui teren care este în centrul Bucureștiului și care și pe care se poate construi cel un potențial de dezvoltare foarte mare. Și ar mai fi o speculație pe care, sau un gând, o opinie personală pe care o am dezvoltat-o, și anume că și-a dorit să vândă clubul prin aducerea lui Angelache. Cred că și-a dorit o relație foarte apropiată de Mircea Lucescu, numai că respectivele calcule pe care le-au făcut au fost prost făcute, în sensul în care Mircea Lucescu nu cred că vreodată ar investi la Dinamo sau nu cred că vreodată ar fi dispus să investească la orice alt club din România, fie că vorbim despre Rapid, Gonțian, care în dese rânduri s-a declarat ca fiind apropiat, să zicem, sufletește de această echipă. Să vândă echipa unei alte entități, să zicem, financiare care să poată investi la Dinamo, să zicem că apare un investitor, să zicem, din Somalia, ca să nu spun din gol sau undeva, sau vine un investitor din Papua Noua Guinee, da? Corect. Orice investitor care bagă niște bani își dorește profitul, da? Corect. În momentul de față, din punct de vedere al marketingului, Dinamo este jos. Adică, se face un studiu de fezabilitate. Câți bani trebuie să bagă în a plăti datoriile pentru momentul în care trei o societate, pentru că Dinamo este o societate pe acțiune, da? Da, da. Se bagă niște bani, când îi recuperezi, când intră un profit, dar stai că mai am și niște cheltuieli cu jucătorii, suporterii vor crea o presiune pentru că trebuie să aduc niște jucători buni. Deci, Dinamo, în momentul de față, este o echipă care nu are un potențial economic. Oricât de dinamoviști, mai mult sau mai puțin dinamoviști am fi, oricât de dinamoviști ar fi cel care ar veni, până la urmă, calculul hârtiei este rece. Da, da, de acord. Și atunci Dinamo rămâne o echipă, hai să spunem, insolvabilă, să nu spun insolventă, că asta e altă discuție pe care poate să o purtăm în această seară. Am înțeles. Crezi că după parcurgerea perioadei de insolvență lucrurile vor sta diferit? Dinamo va deveni brusc tentantă pentru un posibil investitor? Absolut deloc. În primul rând, în tot ceea ce s-a întâmplat în depunerea dosarului de insolvență, a fost o strategie pe care am dezapreciat-o, și anume ei au încercat să depună dosarul de insolvență, de fapt nu au încercat, că au depus dosarul de insolvență după ce au primit din partea UEFA dreptul de a juca într-o competiție europeană, deși știm foarte clar că legea UEFA interzice unei echipe care și-a depus dosarul de insolvență sau care a intrat în insolvență, pentru că un judecător sindic, mă refer, poate ordona intrarea în insolvența unui club cu datorii în cazul în care terții solicită plata respectivelor sume pe care, mă rog, clubul trebuie să le plătească. Am încercat această manevră absolut jenantă, din punctul meu de vedere, care nu face altceva decât să proptească România într-o mocirlă, hai să spunem, orientală, în ideea în care putem să găsim niște soluții, noi că suntem cei mai deștepți noi românii și proștia de la UEFA trebuie să accepte găselința noastră. Și evident că UEFA a reacționat într-un mod firesc și a spus, degeaba ați făcut artificiul ăsta, nu veți juca. Corect.